câini maidanezi în curtea bisericii cu numele lui Ștefan cel Mare și fântână. Și că e zvorul lui Vadim. Să știi că majoritatea fântânilor și izvoarelor din Moldova sunt poluate. Deci crede cineva că o fântână în mijlocul Chișinăului are apă potabilă. Dar nu-i pasă, nu scrie nicăieri dacă apa e bună de băut sau nu. Oamenii o fi crezând că dacă e de la biserică, hai să luăm, că e sfântă, e sfințită, nu știu cum. Gheretă. O să vândă probabil icoane lumânări de grabă. Deocamdată ia de post pentru căței. Cum de n-o închis? Cărările, drumurile de acces. Că nu-i gata biserica, când o să fie gata, să vezi ce garduri o să-și tragă și acareturi prin prejur. Mai donați, mai dați bani. Aici poate trebuia un teren de joacă pentru satul ăsta pe verticală, care sunt probabil 10 sute de copii, dar și maturi au nevoie de ceva sport, de întreținerea sănătății. Hai, o considerat că e mai important biserică, cu atâția enoriași alături. Bună afacere și cu oameni bogați alături. Haide, hai! Paletele din fundul curții. Distanța de la latrinele astea și până la fântână e de vreo 50 de metri. Cum credeți pișul caca din gropile astea, în care parte se duce? Spre fântână? Sau vine încoace înspre garajul ăsta subteran?